Moldovenii care au muncit în Italia au dreptul la o pensie potrivit legislației din Italia. Străinii, inclusiv cetățenii moldoveni, ajuns la vârsta de pensionară de 66 de ani și 3 luni, care au plătit contribuții statului italian și s-au întors în Republica Moldova, au dreptul la o pensie în Italia. La Chișinău a avut loc inaugurarea unui ghișeu informativ pensie italiană în Republica Moldova, unde moldovenii care au lucrat și au plătit impozite în Italia vor putea afla cum pot obține o pensie din peninsulă. Pentru ca perioada în care au activat în Italia să fie luată în calcul, migranții moldoveni întorși acasă urmează să-și deschidă un cont la orice bancă din Republica Moldova și să se adreseze la oficiul Asociației Creștine a Lucrătorilor din Italia la orașul Chișinău. Oficiul a fost deschis la Casa Teritorială de Asigurări Botanică, strada Burebista 108, de către Asociația Creștină a Lucrătorilor din Italia și Institutul Național pentru Securitate Socială din Republica Italiană. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent aproximativ 200 de moldoveni beneficiază de pensie în Italia. Deocamdată nu există un acord între Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale.